Cum se măsoară corect tensiunea arterială? Cel mai corect, tensiunea arterială se măsoară la același moment al zilei, atât dimineața cât și seara. Se recomandă utilizarea unor aparate de braț. Mare atenție, cele de încheietură nu sunt omologate. De asta se recomandă aparate de braț cu o manșetă care să acopere brațul, deci nu trebuie să fie nici prea mare, nici prea mică, potrivită pentru brațul pacienților. Și pacientul trebuie să știe că tensiunea arterială se măsoară după 5 minute de repaus. Da, chiar vroiam să întreb care sunt valorile corecte. În general se consideră ca valori tensionale bune sub 140 tensiune arterială sistolică și sub 90 tensiune arterială diastolică. Dar în ghidurile noastre internaționale se spune că o valoare tensională optimă este sub 120 și sub 80. Între 120 și 129 se consideră tensiune arterială normală și între 80 și 85 tensiune arterială diastolică, dar între 130 și 139 este deja tensiune arterială normală înaltă. Și pacienții care au tensiune între 130 și 139, respectiv 85-89, trebuie să-și monitorizeze mai des tensiunea arterială, pentru că riscă să crească și atunci se încadrează la hipertensiunea arterială. Există și diferențe de vârstă, să zicem, la tineri și la cei mai în vârstă este același barem de tensiune? Este același barem, baremul este unul universal, dar în schimb, în funcție de vârstă, se recomandă dacă se inițiază sau nu tratamentul antihipertensiv. Spre exemplu, la persoane de peste 80 de ani, se inițiază tratamentul antihipertensiv dacă valoarea tensională sistolică este peste 160 mm coloane de mercur. În această săptămână, medicul de gardă este doctorul Paul Mihai Boarescu, medic specialist cardiologie. Discuțiile cu Mihaela Pavel abordează prevenția bolilor cardiologice, factorii care influențează valorile tensiunii, tratamente pentru hipertensiune, gestionarea infarctului de miocard și rolul diabetului în sănătatea cardiovasculară. Emisiunea aduce informații importante și despre momentul oportun pentru vizita la cardiolog și recomandări pentru pacienții operați pe cord.